Ați văzut cât de important este sportul, nu? Inclusiv în menopauză și aș zice în mod special la menopauză, trebuie să ne apucăm de sport. Asta a făcut și Carmen și ne-a povestit asta mai devreme, asta a făcut și Ileana Bădiu. Hai să vedem ce tip de sport și cum ne apucăm corect de sport și vorbim despre asta cu Crazy John. John, te salut! Bine v-am ce sport începem să facem? Dacă n-am făcut sport până acum, a venit menopauza și am înțeles de la medicul că trebuie să ne apucăm de sport. De ce ne apucăm? Este cunoscut faptul că exercițiile fizice pot îmbunătăți parametrii funcționali și fizici, cum ar fi rezistența la efort, sistemul cardiorespirator și densitatea minerală osoasă, care în momentul instalării menopauzei începe să scadă. Exact, am vorbit și cu Carmen despre asta, dar asta e esențial. Una dintre problemele la menopauză este faptul că apare osteoporoza. În Osteoporoză, osul se topește. Exact. Osul se topește pentru că nu mai e nevoie de el. Noi reîmbunătățim, îmbunătățim, îmbunătățim această, da, îmbunătățim această uh, mineralizare osoasă prin sport. Da, există exerciții specifice și am să vă fac și o demonstrație referitor la acest lucru, și anume un program de ridicare a greutăților. De ce? Pentru că implică sistemul nervos și în același timp sistemul endocrin, glandele endocrine se activează și are loc eliberarea de hormon de uh -huh. creștere, care ajută metabolismul să își mențină funcționarea la o fază optimă. Și okay. în felul ăsta să beneficiem de o viață mai ușoară la momentul menopauzei. Bun, și ce exerciții sunt astea? Bun, putem, putem, prima dată putem începe cu genoflexiune. Tot ce implică ridicare. Uh -huh. Tot ce implică ridicare. Genoflexiune. Am adus cu mine aici două gantere. Uh -huh. Și putem începe prin a face genoflexiuni cu o flexie a brațelor. Uh -huh. da? Ia uite. Simplu. Începem? Da. În, inițial, cred că fără greutăți da. nu? Și după aceea continuăm cu greutăți Bun După care Dacă nu aveți la îndemână în acasă greutăți Și nu vă puteți deplasa la o sală Avem o sticlă de apă Știi ceva, John? Propun totuși să vedem care... dacă e cineva în public Care da. ar vrea să facă Uite, dumneavoastră vă rog. Da. Hai să vedem Faceți exerciții fizice acasă? Nu prea, în afară, nu prea. De în afară de mers mult pe jos, nu prea e exact. E bun și mersul pe jos. Foarte bun, da. Foarte bun mersul pe jos. Bun. Acum vreau să facem o mică demonstrație. Facem câteva repetări cu ganterele, Așa. pentru că vreau să vedem și telespectatorii, și cei din public să vadă reacția organismului dumneavoastră. Ce se întâmplă după efortul fizic. Da? Ok. Bun. Luăm ganterele? Așa. Bun, depărtăm picioarele, deschiderea umerilor, genunchii foarte ușor flexați, pie foarte ușor flexați, uitați aici, ca mine, ușor flexați, a, da? Așa. De aici, din poziția asta, fac o flexie a coapsei genunchiului și gleznei, ducând bazinul către călcâi cu spatele drept. Așa. Deci, da? Lăsați așa. gantrele pe lângă corp da. și acum duc bazinul în spate, asta. perfect, și acum aplec ușor și cobor cu bazinul către călcâi și mă ridic. Da. și genunchii să rămână la exterior. A și truznet. Exact, <laughs> pentru că nu ați făcut mișcare. Tocmai de aceea. Continuăm, 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 continuăm. E ok, continuăm, continuăm. Mă apuc. Continuăm, sigur că da. Fără, fără greșeală. Bun, continuăm, continuăm. Da, 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 bun. Și acum aducem gantrele aici, în față. Da, da? depărtăm un pic mai mult picioarele așa, ducem vârfurile către exterior un pic mai mult și din poziția asta, cu brațele aici între picioare, fac aceeași mișcare. Perfect. Vă e mai la îndemână acum? Da. Mult mai comod. Okay, da, da. Bun. Perfect. Și, și continuăm, că... continuăm, da. continuăm, 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 ne mișcăm, continuăm, nu ne oprim, continuăm. Îmi place, John, îmi place continuăm, că continuăm. folosim și propria noastră greutate. Greutate, hă? exact. Ceva în plus. Da. Asta înseamnă funcționalitate. Uh -huh. Bun. Bun. Și acum ne oprim și... Uh, Vreau să-mi spuneți, cum vă simțiți acum? Simțiți o ușoară presiune în cap. aici, la da, cap, și da, o ușoară da, amețeală? Da, 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 da. E, acesta este răspunsul hormonal. Răspunsul hormonal. Sistemul nervos s-a activat, a trimis informația către glandele endocrine, hipotalamusul și glanda pituitară au eliberat hormon de creștere. Care hormon de creștere ajută metabolismul să proceseze în continuare și organismul să rămână potentat, Da la un nivel maxim, ceea ce aduce un beneficiu la ameliorarea simptomelor menopauzei, bufeurile acelea urâte, transpirația nocturnă și multe altele. Deci doar prin, prin sport, începem să facem sport. De și ce a descris John acum, într-adevăr, e un efect acut. Ceea ce se întâmplă ulterior este că noaptea când dormim suficient, după acel sport, dacă ne culcăm în special... Uh, cu stomacul gol sau cu nu foarte multă mâncare noaptea începe să se elibereze cel mai mult hormon de creștere Exact, și în timpul somnului Și a, somnului. Da. Și că a doua da. zi și practic ne simțim și da, mai da, bine. da, 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 și în timpul somnului categoric Dar uh, prin exerciții fizice avem șansa da, să ducem o viață mai bună Să avem o viață activă, da? Da John ai adus și acea sticlă, ce da. facem cu ea? o sticla asta e tot pentru a face niște exerciții acasă În cazul în care nu avem mm -hmm. accesorii de fitness, da? Punem sticla frumos jos în fața noastră, depărtăm picioarele peste lățimea omerilor, cu vârfurile orientate către exterior, spatele drept, pieptul sus, privirea înainte. Din poziția asta apuc sticla din lateral și mă uh -huh. ridic. Da? Foarte simplu. Acest exercițiu se cheamă sumo squat, da? Aha, încetare. Un exercițiu foarte cunoscut și foarte benefic pentru dezvoltarea trenului inferior, plus că ajută la spate, în asemenea măsură ca și pentru picioare, da? Asteritul lombar se va întări ușor. E foarte important pentru că, uite, poate nu avem astfel de gantere acasă, e important să ni le procurăm, să avem deja astfel de gantere. Da, da. E cred că și mai important să ne luăm un abonament la sală, dar să și mergem la această sală, nu doar Trebuie. să avem abonament. A, dar chiar dacă nu le avem pe astea, putem să începem de acum, oameni buni. Deci, nu da. nu amânați mai pe amână. luni, nu pe marți, nu, nu vă mai gândiți la asta sâmbăt de sâmbătă viitoare, îmi fac abonament. De astăzi, de acum puteți să vă apucați de sport pentru că da, există și soluții farmacologice, da, putem să mergem și la medic. Uh, dar trebuie să ne apucăm și noi de tot ce înseamnă stilul ăsta de, de viață sănătos. Chiar dacă n-am făcut o mai devreme, la prima pauză, la menopauză este absolut esențial să facem sport, da? Ce am văzut aici, să mâncăm sănătos și să avem grijă de sănătatea noastră în general. John, eu îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. mulțumesc. Pentru